Ce vedeți aici este motocultorul T1300 de la Evotools. Un monstru, aș putea zice, foarte greu, foarte puternic și cu o mulțime de accesorii de asamblat. Ce o să vedeți în acest videoclip o să fie montajul pas cu pas, ca voi să înțelegeți cum trebuie asamblat acest motocultor, punerea în funcție, cum se pornește pentru început, revizii, dar bineînțeles și o probă de test. Așadar, vă doresc vizionare plăcută pentru că îmi imaginez că o să fie un videoclip destul de lung, care sper să vă placă și să vă fie de folos. Bineînțeles că primul pas este montajul, așadar o să vă arăt cum se face pas cu pas, dar înainte de asta vreau să vă dau câteva ponturi, să zicem. Motocultorul este foarte greu. El în sinea lui asamblat cântărește undeva la 120 de kg, 118 kg, iar pachetul de livrare, această cutie din lemn, cântărește 135 de kg. Deci categoric avem nevoie de 2 sau poate 3 oameni sau poate chiar 4 oameni dacă sunt puțin mai slăbuți. Și vă recomand în primul rând cum să desfaceți cutia ca să vă fie mai ușor, să nu vă chinuiți prea mult cu el. Cutia, după cum vedeți, este din lemn, are un cadru din metal de jur împrejur. Eu i-am scos fundul cutiei, adică practic am lăsat-o pe sol și am ridicat toată această parte, iar motosapa, motocultorul și cu accesoriile au rămas pe sol. După cum vedem, are aceste cleme metalice pe care le îndreptăm, după care putem să ridicăm cutia folosindu-ne de mânerele din lateral și toate accesoriile o să rămână pe sol. Aici în spatele meu am pus pe jos toate accesoriile pe care le primim în cutie și fiind o motosapă mare și puternică o să avem de asamblat și freze. Frezele nu încăpeau în cutie decât așa și va trebui să ne ocupăm de montaj. Primim toate șuruburile de care avem nevoie, primim și câteva chei care să ne ajute să facem montajul, dar vă recomand dacă aveți o trusă de chei mai complexă să o folosiți pentru a merge puțin mai repede toată treaba. Aici avem suporții pentru freze, discuri, apărători, coarnele, roțile pe care le primim în pachet, primim și două roți de 5 cu 12 cu manicos la ele, deci și acestea vor trebui montate, suportul din spate, iar aici pe cutie, foarte, foarte important, manualul de utilizare, care, sincer să fiu cu voi, nu o să vă explice chiar pas cu pas ceea ce trebuie să faceți, așadar vă recomand să vă uitați la acest videoclip cap-coadă, dacă vreți să îl asamblați cât mai corect. Avem specificații tehnice, aici avem și tabelul cu perioadele de întreținere, schimburile de ulei și așa mai departe. Sincer să fiu cu voi, nu sunt chiar de acord cu acești timpi, o să vă recomand alt timp și acum voi o să alegeți fie ce scrie în manual, fie timpii pe care o să vi-i ofer eu și bineînțeles un manual în engleză plus o mulțime de șuruburi ce ne ajută să facem montajul. Vedem că avem și fire electrice pe care trebuie să le facem, așadar haideți să dăm drumul la montaj. Pentru început o să montez o jumătate de mâner sau acest suport de mâner, că mi se pare că e cel mai simplu de montat, motosapa e destul de complicată și încerc să le fac cât mai ușor de montat. Așadar, mânerul, vedem că are șurubul deja pus aici, are zimți, ne permite să-l mutăm la stânga și la dreapta. Îl introducem aici, pe suport, frumos, după care avem acest șurub cu mâner pe care o să-l înșurubăm aici. Acesta este foarte intuitiv, nu trebuie să facem mare lucru, doar să strângem șurubul aici. Bun, și este gata fixat. Următorul pas pe care o să-l fac eu ca să pot să controlez motosapa mai ușor, să pot să o ridic dacă este cazul, este să montez mânerele. În pachet primim acest șurub pe care îl desfacem și vă dați seama deja cum se montează pentru că avem acest indiciu aici. Scoatem ambele șaibe, și cea simplă și cea grover, iar aici avem mânerul. La mâner orientarea șurubului este foarte simplă. Pe o parte este drept suportul, iar pe cealaltă parte are forma hexagonală a șurubului, deci șurubul o să trebuiască băgat de la dreapta la stânga, cum mă uit eu la el. Îl fixez aici pe poziție, după care introduc șurubul, capul șurubului o să se potrivească chiar aici în acest hexagon. În partea cealaltă introducem șaiba clasică plus șaiba de tip grover plus, bineînțeles, piulița cu mâner
și îl strângem nu foarte tare pentru că va trebui să-i facem și un reglaj. Acum montăm frezele. Eu am făcut una de probă să mă asigur că este ca la celelalte modele. Și da, este ca la celelalte modele. Nu va trebui să vă chinuiți foarte tare, dar am observat că montajul frezelor este un subiect mai de interes așa, pentru că foarte multă lume nu înțelege cum se face. Aici, dacă puteți observa, am frezele pe care am cuțitele de la freze, practic, și sunt două de stânga și două de dreapta. Dacă le punem așa, ne dăm seama că două sunt de stânga și două de dreapta, cu tăișul ambele în partea din față, da? Acum, pentru fiecare tronson avem nevoie, bineînțeles, de două pentru partea stângă și de două pentru partea dreaptă. Montajul se face folosindu-ne de această pungă plină de șuruburi și haideți să vă arăt cum se montează. În primul și în primul rând le punem pe o parte și pe cealaltă a acestui suport. Da? O să le punem pe cele din stânga, ne uităm să fie intercalate cumva, dar bineînțeles cu tăișul într-o anumită parte, pentru că trebuie să fie în oglindă. După care o să o pun și pe cea de jos, care taie tot așa în față, da? Procedura nu este simplă, dar nici foarte complicată. Iau perechea ei de stânga, deci ce trebuie să țineți cont? Faptul că dacă începeți cu cuțitele pentru partea stângă, să le montați pe ambele pe aceeași parte și invers, bineînțeles. Eu o să încerc să le țin așa, după care iau un cuțit de dreapta și îl montăm aici. Încercați cumva să le țineți, cum fac eu. Și ca să stea măcar primele două, luăm șaibă de tip Grover. Luăm piuliță. Bun, odată acela strâns, deja se poate strânge și acesta. Șaibă de tip Grover și piuliță, nu le strângem foarte tare pentru început. Bun, și mai avem încă unul care vine aici în partea de jos. V-am zis, nu este foarte simplu, dar nici foarte complicat. Odată ce le prindeți mișcarea, două într-o parte, două în partea cealaltă și încă unul aici. Șaibe Grover și piulițe. Și după cum puteți observa, deja am două rânduri. Acesta merge într-o parte, celălalt într-o parte, celălalt în altă parte și tot așa o să funcționeze unul după celălalt. Trecem la următorul rând. Acum e mai simplu că deja ele două stau așa și avem două de dreapta și mai luăm încă două de stânga. Dacă le punem așa, vedeți că au aceeași formă aici, da? Cele pentru stânga, cu orientare către stânga din poziția mea, o să le pun în partea stângă a acestui suport. Introduc șurubul prin ele, exact așa, ca să fie mai simplu o să mai introduc încă una tot așa de stânga, iar aici, ca să le pot ține, o să o introduc pe cea de dreapta, care vine aici în spate, le fixez puțin. Șaibă Grover și piuliță, bineînțeles, la fiecare. Le strâng cu mâna și deja este mai ușor de montat, că nu mai trebuie să țin un șurub. La fel și aici, pentru că deja sunt dublate, putem să punem șaibă Grover și piuliță. Acum pot să mai iau un șurub să-l introduc aici. După care, celălalt cuțit pentru dreapta, iau din pungă două șaibe Grover și două piulițe. Acesta trebuie să vină opus celui de sus și după cum vedem, avem aici cuțitul, punem șaibă Grover, piuliță, șaibă Grover și piuliță. Foarte, foarte important să respectați sensul de rotație. Față de celelalte motocultoare, la acestea pot să observ că au prinderea pe ax, și aici și aici. Și atunci, chiar dacă le faceți simetrice pe ambele, nu mai trebuie să țineți cont neapărat de sensul de rotație, pentru că da, odată ce le montați pe toate cu tăișul în față, le puteți inversa pe motosapă. Să puneți, de exemplu, le putem monta așa, dacă pe cea din dreapta o prind cu prinderea aici, pe cealaltă pot să o întorc și atunci o să aibă ambele tăișul în față. Deci am scăpat de problema orientării pe ax, să zicem așa.
și la fel cum am făcut acum, procedez și cu celelalte până în capăt, vedeți că ele sunt deja întoarse și atunci o să se completeze una pe cealaltă. Dacă aceasta are gol aici, cuțitul acesta merge către ea, mă înțelegeți? Și tot așa se conectează una cu cealaltă, astfel încât ele să facă o treabă bună atunci când le punem în sarcină. Acum că am finalizat montajul frezelor, va trebui să le dăm direcția, așadar o să montăm și discurile pe capete. Ele acum sunt cu lama de tăiere în față, ambele, așadar motosapa o să vină aici între ele. O să montez un disc pe exterior aici. Pentru montaj, bolți și siguranță pe care le găsim în pachet. La fel și aici. Orientăm găurile. Introducem bolți și siguranță. Și acum le putem monta pe motosapă. Pentru montajul frezelor o să aveți nevoie și de un ajutor să vă ajute să ridicați motosapa. Ridicăm bolți și siguranță. Aici pe partea dreaptă la fel. O să scot și cutia asta afară. Bun, pot să lași. Introducem bolți și siguranță. Iar acum motocultorul este mult mai stabil. Vedem în partea din față care și un picior. Acum terenul aici nu prea îi permite să stea echilibrat în picior, dar cu roțile va sta în picior. Deocamdată o să las aici pentru că nu ne încurcă cu absolut nimic. Acum o să montăm suportul din partea din spate. În pachet o să găsiți două șuruburi, două șaibe Grover, două șaibe normale pe care le folosim pentru fixare. Aici în spate avem aceste două găuri. Introducem șuruburile, bineînțeles, după care șaibă normală și șaibă de tip Grover. La fel și aici. Șaibă normală, șaibă de tip Grover și piulița. Nu le strângem foarte tare până nu poziționăm apărătoarea, să ne asigurăm că găurile acestea o să fie exact la fix, pentru că el se poate deplasa mai în față, mai în spate, în funcție de apărătorile pe care le folosim. Acum o să montăm suporții pentru aripi, dar în partea din față, aceștia se montează chiar aici, vedem că avem două găuri, în pachet găsim 4 șuruburi identice plus 4 șaibe identice, iar suporții au deja piulițele montate, așadar o să introducem șaiba pe piuliță, după care suporții aici și îi înșurubăm. Să aveți grijă aici la suport, pentru că eu l-am luat pe cel de pe partea dreaptă, acesta este pentru partea stângă, au acest colț aici și dacă nu-i punem așa, nu o să intre fix pe poziție. După care strângem șuruburile foarte bine aici. O să folosim o cheie de 13 pentru a le strânge de tot. Bun, la fel și pe partea cealaltă. La fel procedăm și aici. Șaiba pe șurub și le strângem. Piulițele sunt vopsite și s-ar putea să nu meargă foarte ușor cu mâna liberă pe strângere, dar le vom strânge cu cheia. Bun. Aici avem apărătorile, se montează destul de simplu. În pachet, după cum vedeți aici pe jos, avem foarte multe șuruburi din acestea de mici dimensiuni. Capul șurubului este de 8 mm. Avem șaibă simplă și șaibă de tip Grover și bineînțeles o piuliță normală. Se fixează destul de simplu. Vedeți că suportul din spate nu l-am fixat încă pentru că vreau să mă asigur că o să calce bine aici pe găuri. Ceva de genul acesta. Iar în partea din față putem să introducem șurub, după care în partea de jos o să introducem șaiba simplă plus șaiba de tip Grover. Pentru partea din față le putem introduce direct pe suport. Ați văzut că apărătorile au canal separat. După care în partea din față le putem introduce direct așa. Și le putem și strânge în această poziție.
După care facem același lucru și la partea din spate. Șurub, șaibă normală, șaibă grover și piuliță. Apărătoarea din spate trebuie fixată cu 3 șuruburi și pe mijloc, exact așa le avem și în pachet. Bun, le centrăm, iar în partea din față o să le putem chiar strânge deja. Bun, o montez și pe partea cealaltă, după care o să strâng șuruburile de la suport. Aici pe lateral se poate monta și această apărătoare care este suplimentară. O putem băga chiar aici după șurub, putem să o și strângem chiar. Iar conexiunea dintre ele se face cu același tip de șurub. Aici, la fel, șaibă, piuliță și tot ce găsim în pachet. Am finalizat de montat apărătorile, următorul pas este să ne ocupăm de fire, bineînțeles. Așadar, primul este accelerația, pe care eu o să o montez fix aici. Normal ar trebui puțin mai aproape, dar cablul este puțin cam scurt și aș vrea să-l pot aranja cât mai bine pe mâner. Vedem că are aici un șurub, desfacem piulița de pe el, le apropiem cu mâna, după care o să montăm piulița înapoi. Oricum, cu accelerația nu o să avem prea multă treabă, pentru că odată accelerată, ea rămâne așa, deci nu va trebui să tot umblăm la ea. O să folosesc o șurubelniță aici, iar aici o cheie de 8. Să strângem cât mai bine de mâner. Bun. O accelerație interesantă, metalică, destul de precisă, care are și un șurub aici de tip fluture. Putem să mai strângem puțin din ea ca ea să fie și mai precisă. Exact așa. Merge puțin mai greu, dar rămâne exact în poziția setată. Acum o să montăm aceste leviere pentru schimbătorul de viteze. Schimbătorul este aici în partea de sus. Prima dată levierul lung, care are aici două poziții în funcție de cum reglați voi ghidoanele, mânerele. Și atunci introducem aici, după care în partea de jos, aici este schimbătorul de viteze, iar aici o să scot această siguranță mică, scoatem acest bolț mic, jos o să-l introducem prin manetă, după care facem conexiunea aici, avem bolțul mic pe care l-am scos afară, plus siguranța aceasta mică, după care în pachet găsim și alte siguranțe pe care le folosim. Una aici, ca el să nu iasă, și una în partea de jos, bineînțeles, ca să nu iasă. Următorul pas, după ce am montat schimbătorul de viteze, maneta de la schimbător, va trebui să ne ocupăm de comutătorul mecanic pentru pornit-oprit, care este acesta, și are, bineînțeles, cablu electric, care nu este conectat. Scuzați dezordinea de pe masă, dar așa este la montaj. O să introduc cablurile prin această verigă. Văd că avem aici un suport gata fixat pe această motosapă, ceea ce ne ajută să facem cumva cablajul mai ușor. Le introducem frumos pe aici și eu o să le duc pe deasupra, nu pe jos, trebuie să ajungă aici în partea din față. Conexiunea se face destul de simplu, avem aici șurubul de masă pe care îl desfacem și fixăm acest cablu. Se strânge, bineînțeles, cu o cheie de 8 mm. O să-l fixez pe acesta pentru început, ca să nu mă încurce aici. După care, aici treaba este foarte simplă, avem această mufă care desparte cumva firele. Pe cel care vine de la mâner îl conectăm aici, pe intrare. După care, aici avem două mufe de tip tată-mamă. Le conectăm exact așa cum se potrivesc, putem să tragem această protecție din cauciuc peste ele. Iar acest fir negru, în mufa care a rămas, bineînțeles, avem doar 3 fire de conectat aici. Avem grijă ca conexiunea să fie bine făcută. Aici avem plusul care vine de la aprindere, iar aici avem senzorul pentru baia de ulei ca motosapa să pornească. O să le lăsăm așa deocamdată, iar la final o să le legăm pe toate, iar acum să trecem la următoarele. Acum că am instalat cablul electric, va trebui să ne ocupăm de celelalte cabluri pentru ambreiaj. Aici este ambreiajul și va trebui să înșurubăm puțin acest întinzător ca să avem mai mult cablu în partea din față.
Iar acum o să conectăm maneta de la ambreiaj de aceasta. Va trebui să punem blocatorul de la fir aici, după care e puțin mai complicat. O să încerc eu să-l apăs cu mâna, dar nu prea mi iese. Vedeți că cablul este puțin cam scurt și atunci o să procedăm altfel. Acum o să înșurubez întinzătorul la maxim ca să-l pot agăța în partea de jos. Acestea o să ne ajute să reglăm ambreiajul cât mai bine. Vedem că aici în partea de jos avem acest blocator. O să încerc să-l apăs cu mâna puțin și să introduc cablul aici. Bun, este fixat, iar acum bineînțeles că îl putem întinde. Dar o să ne ocupăm de întindere mai târziu puțin când ajungem la partea de reglaj. Până atunci, în partea dreaptă, avem maneta de la marșalier. Strângem și acest întinzător puțin. După care o să întindem cablul cât mai bine. Aici. Și trebuie să facem conexiunea și pentru acesta. Nu știu cum puteți vedea pe cameră, dar aici în partea de jos avem încă o conexiune de făcut. Îl introducem prima dată aici. Cred că ați putut observa că s-a conectat aici pe această priză. După care încercăm să-l introducem aici. Dacă nu merge, mai slăbim puțin întinzătorul de la mâner să ne ofere puțin mai mult cablu. Bineînțeles că la final o să facem și aceste reglaje. Am slăbit puțin întinzătorul și trageți de el puțin cu forță. E un pic de chin aici până îl introducem, dar l-am introdus și este aici pe blocatorul din partea de sus. Deci el stă fixat aici în acest blocator, iar aici maneta de la ambreiaj. În acest moment, conexiunile sunt deja făcute, va trebui să ne ocupăm doar de reglaje, dar până atunci, haideți să montăm și suportul din partea din spate. În partea din spate, atunci când folosim frezele, va trebui să montăm acest adaptor și acest cui ce blochează frezele, ce le ține pe loc. Introducem bolțul din pachet, introducem și siguranța în partea de jos. Aici avem șuruburi de ghidaj, stânga și dreapta, ca el să nu se mai miște așa. Și pe acestea va trebui să le strângem. Ele o să împingă în aceste două bare. Acelea sunt bare ce blochează rotirea mai mult decât sigură pentru remorcă. Dacă folosim o remorcă, va trebui să lăsăm acei blocatori acolo. Cu o cheie de 16 o să strângem aceste șuruburi pe rând, astfel încât să blocăm acest adaptor, dar în același timp să îl orientăm în poziția dorită. Acest adaptor se folosește bineînțeles și la alte accesorii disponibile pentru motocultoare sau motosape. În descrierea clipului găsiți o listă completă către hones.ro. Strângem și contrapiulița să ne asigurăm că nu se desface în timpul utilizării. Iar aici, în partea din spate, avem acest cui pe care o să-l coborâm în poziție. Eu o să-l fixez aici. Introducem, bineînțeles, siguranța prin bolți, iar aici în partea din spate avem șuruburile acestea de ghidaj. O să le strângem și pe acestea folosind o cheie de 13 mm. De asemenea, și acestea ne ajută atunci când folosim alte accesorii, cum ar fi o rariță sau cum ar fi un dispozitiv de scos cartofi, pentru a înclina accesoriul mai în față, cu vârful mai în pământ sau mai în spate. O să-l strâng și pe cel de jos ca să nu cadă în timpul montajului. La acest blocator nu este foarte important dacă stă mai în față sau mai în spate, pentru că rolul lui este să țină motosapa pe loc. Deci, practic, când frezăm, o să ne folosim de acest cui ca să blocăm motosapa sau motocultorul într-o anumită poziție. Mișcarea de mers în față sau în spate se face prin ridicarea cuiului de pe sol sau din pământ și apăsarea lui. Dacă vrem să stea pe loc, apăsăm mai tare de partea din spate ca el să se blocheze în pământ. Vrem să înaintăm în față, îl ridicăm puțin și ea o să se ducă în față. Aici avem maneta de dat în spate, iar reglajul principal, să zicem, pentru început, fără să pornim motosapa, va trebui să fie unul foarte simplu. În momentul în care tragem de manetă, ea să și acționeze, dar să nu rămână cumva acționată. Și atunci o să desfac, o să strâng mai tare de fapt acest șurub, să eliberez tensiunea de pe cablu. Mă asigur că nu strânge acolo deloc, după care mă asigur că ea acționează în momentul în care eu apăs foarte, foarte puțin. Dacă este deja
bine făcută de la bun început. Putem să strângem contrapiulița, eu o să o mai desfac foarte, foarte puțin, ca ea să fie puțin mai întinsă. Exact acum ea acționează. Strângem foarte bine și contrapiulița și mergem la mânerul următor. Aici avem ambreiajul, care după cum vedeți este foarte, foarte larg, deci nu o să funcționeze deloc. Putem să-l verificăm uitându-ne la această pârghie. În momentul în care tragem maneta, ea trebuie să coboare. Așadar, o să desfacem întinzătoarele până se întinde cablul suficient, astfel încât ea să acționeze la cea mai scurtă apăsare. O să-l desfac atât aici, are două întinzătoare, mai are unul la mâner, bineînțeles. O să-l desfac și aici puțin, verific. Da, nu este suficient, încă are joc. Desfacem cât mai bine aici. Bineînțeles că după o primă utilizare va trebui să mai umblăm puțin la aceste reglaje, pentru că cablurile din interior se vor întinde și atunci este bine să facem o verificare din când în când, astfel încât motocultorul să funcționeze corect. O să-l întind cât mai bine aici, strângem contrapiulița. Acum, după cum puteți observa, în momentul în care eu apăs pe manetă, el funcționează, dar aici se poate observa că pe cablu mai are o mică buclă, cum l-am îndoit. Aceea o să se îndrepte și atunci o să creeze puțin joc și de aceea vă ziceam că trebuie să revenim asupra reglajului după o perioadă de funcționare. O să sesizați oricum că motosapa nu o să mai cupleze foarte bine și atunci umblați la aceste întinzătoare, strângeți contrapiulițele foarte bine și este gata de lucru. Am aranjat puțin aceste cabluri și fire, astfel încât să nu ne încurce. Vă recomand să faceți la fel cu câțiva șoricei sau bride, cum vreți să le numiți. Puteți să le fixați cât de cât să nu vă încurce atunci când folosiți motosapa. Bineînțeles, fiind un motor în 4 timpi, are și o baie de ulei și va trebui să introducem ulei. Vă recomand să puneți motocultorul într-o poziție dreaptă. Aici avem și jojă de verificare a nivelului și să introduceți ulei până în buza ultimului filet, filetului de jos. Folosesc ulei HGT 674035 Evotools 4T 10W30. Capacitatea băii de ulei la acest motor de 270 de centimetri cubi este de 1,1 litri, după cum spune producătorul, dar ele sunt testate în fabrică și atunci în interior s-ar putea să mai fie ceva ulei. Eu am aici o sticlă de 1 litru și sunt mai mult ca sigur că nu o să intre toată în interior. La al doilea schimb de ulei, cu siguranță o să intre exact cât spune producătorul, și anume 1,1 litri. O să introducem acest litru de ulei, să vedem exact care este nivelul. Am introdus 900 de ml acum, așteptăm să se scurgă tot. Eu am făcut această pâlnie improvizată ca să introduc uleiul mai repede. Puteți să faceți și voi la fel, o sticlă tăiată, iar în partea de jos un dop de la o sticlă de apă pentru copii. Am introdus 900 de ml și exact ce vă ziceam, nivelul uleiului este chiar aici pe filet deja. Deci cam 200 de ml de ulei cred că mai au în interior după ce sunt testate în fabrică. Introducem bușonul înapoi, iar acum putem să introducem și benzină. Aici se poate observa și bușonul de eliberare. Pe aici se golește atunci când facem schimbul de ulei, pe aici se umple, iar aici este senzorul pentru nivelul de ulei din baie. Aici avem rezervorul de benzină cu o capacitate de 6 litri, în interior are și o sită. Se introduce benzină cu o cifră octanică de 95, categoric fără plumb, și vă recomand să nu încercați să puneți benzină cu o cifră octanică mai mare, în speranța că o să fie mai puternic sau că o să tragă mai bine, că am văzut că circulă aceste zvonuri pe internet. Chiar din contră, dacă introduceți o benzină cu cifră octanică mai mare, s-ar putea să distrugeți motorul motosapei mult mai repede, pentru că răcirea este pe aer și categoric, folosind un carburant cu o cifră octanică mai mare, o să crească temperatura de ardere mult mai mult și atunci o să se distrugă prematur. Așadar, benzină cu cifră octanică de 95 și atât. Aici avem filtrul de aer al motosapei. Vă recomand să-l curățați la 20 de ore de funcționare sau, dacă lucrați într-un mediu foarte prăfuit, să-l curățați și mai repede. Se poate observa că este un filtru din burete. Acesta se poate și spăla cu detergent, bineînțeles.
După ce l-ați spălat cu detergent, îl îmbibați în ulei și îl stoarceți foarte, foarte bine. Eu l-am desfăcut acum pentru a-l verifica dacă este strâns bine. Ați putut observa că nu este strâns foarte bine. Îl strângem cât mai bine ca să nu pătrundă impuritățile pe lângă el. Vă recomand ca înainte de utilizare să verificați toate șuruburile motocultorului și să le strângeți dacă observați că nu sunt strânse foarte bine din fabrică. Strângem capacul. Iar acum haideți să vedem care sunt comenzile de pornire ale motosapei și să-i facem și pornire. Avem alimentare cu ulei în motor, avem alimentare cu benzină, iar aici este alimentarea pentru transmisie. Transmisia este cu pinioane conice în baie de ulei. Se introduc aproximativ 1,6-1,7 litri de ulei T90 pentru cutia de viteze. Ce este important, să verificați nivelul pe jojă. Aveți această jojă, deci nivelul nu va trebui să fie până sus, va trebui să fie până aici la maxim, cum vedeți acum. Tot foarte important la această zonă este această supapă de refulare. Am văzut foarte multe întrebări legate de ea, dacă s-o strâng, dacă s-o înfund, pentru că pe aici s-ar putea să iasă ulei. Acesta este cumva un supraplin, s-ar putea ca în sezonul rece, în perioada de iarnă, dacă utilizați motocultorul, pe aici să iasă puțin ulei, să nu vă speriați pentru că el își face nivelul. La fel și pe timp de vară, dacă introduceți prea mult ulei, el o să fie dat afară prin această supapă și categoric o să curgă pe motosapă până ajunge pe pământ. Așadar, să nu vă faceți probleme dacă iese puțin ulei pe aici. Nu este normal să iasă în mod continuu, ar trebui să iasă doar atunci când alimentăm, iar după o perioadă de utilizare nu va trebui să mai iasă deloc ulei și să nu avem nicio scurgere. Haideți să ne uităm și în partea din față. Aici avem carburatorul. Carburatorul are două comenzi foarte, foarte clare. În partea de jos, benzina ne și indică la stânga închisă, la dreapta deschisă, iar deasupra șocul, care este deschis la dreapta, închis la stânga. Șocul va trebui dat spre stânga atunci când pornim motocultorul, iar după pornire îl comutăm, bineînțeles, spre dreapta. În partea din față, demarorul, de care tragem atunci când vrem să pornim motosapa, are pornire manuală, bineînțeles, iar aici sus accelerația manuală, pe care o putem folosi doar la pornire foarte ușor. Dacă vedem că motorul încearcă să moară, o accelerăm foarte ușor de aici, după care putem trece la comenzile de la mâner. Înainte să începem testarea motocultorului, haideți să vedem care sunt comenzile lui și cum funcționează, pentru că este diferit față de alte motocultoare de pe piață. O să începem cu comenzile din partea de sus, comenzile directe pe care le avem cu el. De fapt, cam toate sunt directe, dar pe acestea le folosim cel mai mult. În partea stângă, pe mânerul din partea stângă, butonul de start-stop și în același timp o manetă de siguranță. Ce înseamnă asta? Motocultorul va funcționa atâta timp cât maneta roșie este apăsată. Ca să facem pornirea categorică, avem o siguranță aici, apăsăm bine pe siguranță, eliberăm maneta și ea o să stea apăsată, adică fără să atingă butonul de aici, până ne facem pornirea. În momentul în care am pus mâna, siguranța aceasta sare, după cum vedeți, și el o să funcționeze atâta timp cât ținem mâna. În momentul în care se întâmplă un accident, de exemplu, sau vrem să-l oprim, lăsăm mâna, ea atinge butonul, motocultorul se oprește. Sau dacă vrem să stea la relantii, ne aducem aminte că trebuie să punem siguranța și el o să stea la relantii. În partea de jos avem ambreiajul, care de data aceasta, față de alte motosape sau motocultoare, este exact ca la mașină. Practic apăsăm ambreiajul, introducem în viteză, iar la eliberarea ambreiajului, motosapa va pleca în față sau în spate, bineînțeles. Ca să plece în spate, va trebui să fie scoasă din viteză, da? Apăsăm ambreiajul, o scoatem din viteză, eliberăm ambreiajul și ca să mergem în spate, categoric, apăsăm ambreiajul, apăsăm pe maneta de marșalier din dreapta și eliberăm ambreiajul. Ea o să plece în spate, apăsăm ambreiajul, eliberăm maneta sau putem doar să o eliberăm și ea o să iasă din viteză. Între timp, până să vă explic la comenzi, a venit și ploaia, acum o să vă explic în partea din față. Aici avem robinetul pentru benzină, deschis la dreapta, închis la stânga, șocul deschis la dreapta, închis la stânga și demarorul, bineînțeles. Pentru pornire, șocul la dreapta, demarorul aici, o să facem și un pic de balbotaj, dar până la demaror va trebui să blocăm maneta, adică să punem contactul, accelerația undeva la 20% este suficient, automat să fie scoasă din viteze. Verificăm, aici avem viteza 2, 0, 1, deci pe mijloc este scoasă din viteză, șocul este pus. Înainte de fiecare pornire vă recomand să trageți de câteva ori așa ușor, după care puteți să întindeți foara și să trageți pentru pornire. Acum că a pornit, putem să începem să o și testăm. Mâna pe maneta roșie,
tragem ambreiajul, introducem în viteza 1, accelerăm puțin și eliberăm ambreiajul. Terenul aici este puțin cam moale, dar este foarte bun pentru a face rodajul motocultorului. Lăsăm să lucreze ușor, pentru că lățimea de lucru este oricum foarte mare. El lucrează acum 130, de fapt 1350 de milimetri, 135 de centimetri. Vrem să se oprească, apăsăm ambreiajul, scoatem din viteză, băgăm în marșalier, maneta din dreapta apăsată și eliberăm ușor ambreiajul. Apăsăm ambreiajul, viteza 1, accelerați puțin. Și eliberăm ambreiajul. Lăsăm puțin și în pământul mai tare. Bun, apăs ambreiajul și încercăm puțin și cu viteza a doua. Pământul este puțin cam tare pentru viteza a doua aici. În mod normal se merge odată cu viteza 1, după care cu viteza a doua. Dacă îl lăsăm ușor, puteți vedea că face o treabă foarte bună. O să las puțin și în pământ ăsta mai tare. Bun. Scoatem din viteză. Accelerația la minim. Băgăm în marșalier. Putem întoarce. Pentru oprire este simplu. Las maneta roșie și el s-a oprit, după cum ați văzut. Este un motocultor destul de mare, T1300 de la Evo Tools. Putere multă, 13 cai putere, motor de 270 de centimetri cubi. Cel lucrează la 3600 de rotații pe minut, adică puterea lui maximă de 13 cai este la 3600 de rotații pe minut. Pornește foarte ușor, într-adevăr, pentru o suprafață mică, cum am eu aici, este puțin cam mare. Lățimea de
frezare a frezelor este de 135 de centimetri. În acest format, bineînțeles că ele se pot și secționa, astfel încât să avem o rază de lucru mai mică. Dacă vrem să facem, de exemplu, printre rândurile de cartofi, atunci putem să facem și acest lucru, să micșorăm lățimea de frezare. În partea din față avem un mâner de care să-l ținem sau să-l ridicăm atunci când avem de lucru cu el. Tot aici avem și un picior pe care îl putem folosi atunci când montăm roțile pe el, când îl folosim la transport sau, bineînțeles, când îl folosim cu celelalte accesorii, cu rariță, cu dispozitivul de scos cartofi. Această bară ne ajută să montăm aici fie roțile, le putem monta și cu un bolț, cu siguranță le putem fixa aici, fie, dacă vrem să mergem la lucru pe câmp și mergem cu remorca, spre exemplu, aici putem să băgăm frezele. Intră perfect aici, le fixăm cu bolțul și este și ca o greutate pentru zona de față. Sper că v-a fost de folos acest videoclip, sper că v-a plăcut, sper că nu v-ați plictisit și sper cel mai mult că ați înțeles cum se asamblează, cum se pune în funcție această motosapă. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ea de natură tehnică, în descrierea clipului găsiți un link către honest.ro, unde aveți structurate toate detaliile tehnice. Tot acolo găsiți și lista de accesorii compatibilă cu acest motocultor sau cu alte motosape. Tot în descriere o să găsiți și numărul de telefon gratuit pe care îl puteți apela dacă aveți nevoie de informații în ceea ce privește punerea în funcție a motosapelor sau utilajelor EvoTools. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit și, bineînțeles, să vă lăsați părerea jos în secțiunea de comentarii. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!